Alo? Alo? Stai să închid sunetul la stream. Salut! Salut! Auziți? Începe să se audă... Stai să văd dacă aude chat-ul. Ok, aud, ok. Ce faci? Uite, mi-am închis jocul, că am văzut pe telefon că ai răspuns pe chat, că dacă am ceva de spus să intru da, și la chat. Știu că ai bani aici în chatul de pe, da, de pe Twitch. Sunt suspendat permanent că sunt un nazist. Păi pentru că ai apreciat niște comentarii antisemite, de asta e suspendat. Era 100%, adică persoana știu că este, are tendințe naziste, persoana care i-am dat like, dar comentariul în sine nu era unul nazist propriu-zis. A fost cândva un comediant a făcut o glumă pe tema asta cu ceva despre evrei, dar nu era chestie de nazistă sau așa. Okay. Povestea despre viața lui într-o comunitate de evrei, nu știu ce, și el locuia lângă un fel de bar sau așa unde se adunau aia și jucau șah, table, chestii și în fiecare dimineață era gălăgie, aia țipau unii la alții, era, nu știu, era o glumă mai lungă. Ok. Era un stereotip, dar nu musai ceva de ură. Despre ce vrei să vorbim azi? Păi nu știu, am intrat pe Discord, am văzut acolo la live că era mesaj nou gen. Că ești live pe Twitch și când am intrat am stat vreo 7 secunde așa. 4 dintre ele erai tu trigăruit că Diana Paula a zis că prin Donald Trump l-a găsit pe Dumnezeu. Da. Nici eu n-am înțeles ce a vrut să zică ea prin asta. Nu l-aș lua pe Donald Trump ca pe o persoană foarte, nu știu, influentă în ale religiei sau ceva de genul. Mai degrabă un lider tupeist Donald Trump, dar nu cred că ceva spiritual. Dar tu aveai o reacție de asta gen mă amuză. Te amuză reacția mea? Nu mai știu exact ce reacție am avut. Da. Tu ce părere ai despre Trump? Nu știu, bă, personal mie îmi place. Îmi plăcea. Acum nu mai știu ce mai zice. Mă, în primul rând tupeu. Exact motivul pentru care mai toți ăștia care îl urau. Pentru că e nevoie, cum s-ar zice, de un lider cu cojones. Adică Biden nu-mi inspiră încrederea aia că e un lider. El abia dacă știe jumătate din timp unde se află și cu cine vorbește sau subiectul despre care vorbește. Dar Trump avea talent, a vorbit ce-i drept. Adică avea talent de orator și nu prea le interesa opinia celorlalți. Până când opinia celorlalți a influențat puterea lui de a mai avea o opinie publică. Aha. Păi și îți place doar estetica lui Trump? Nu îți place nimic concret? Măi, ca președinte a rezolvat anumite probleme economice prin Statele Unite. Cum ar fi? Am înțeles că a scăzut foarte mult rata șomajului, în special în zonele cu persoane de culoare. Așa. A găsit metode pentru a redeschide industriile pe acolo sau afacerile. Păi zic eu, uite, de exemplu, lucrurile alea erau realizat. De exemplu, lucrurile alea erau continuări directe a politicilor lui Obama, care, dacă te uiți pe orice grafic, practic, treceau de la Trump la Obama și erau cam la fel, se păstraseră. Dar pe lângă lucrurile astea, adică, nu, mai bine zis, ce te atrage la o persoană ca Trump sau la alt politician, de exemplu, conservator? Asta e curiozitatea mea. Ce te atrage de politica conservatoare, mai bine zis? Politica conservatoare mă atrage pentru că e conservatoare. Adică lucrurile astea progresiste sau ceea ce se numește progres în mainstream, să zicem așa, toate porcăriile astea, pentru că nu pot să le numesc altfel, nu sunt chiar un progres. sau nu unul pozitiv, că și cancerul progresează dacă stai să o iei așa prin organism. Okay. Chestiile astea nu aduc niciun beneficiu. În cel mai fericit caz nu aduc niciun beneficiu societății. Doar pentru că schimbi status quo-ul nu înseamnă musai că îl îmbunătățești. Asta este o prostie. Ca expresiile alea, vai, în 2021 încă mai spunem nu știu ce. Da, sunt de acord că doar dacă schimbi status quo-ul nu îl îmbunătățești. Anumite lucruri sunt relevante din 1975 și în 2021, adică nu e ca și cum trebuie să ne schimbăm discursul, pentru că am mai auzit-o pe asta cu sensul cuvintelor care se schimbă. Gen, dacă zici ceva în 2021, nu mai are același sens care l-avea acum 10 ani. Păi pe același criteriu poți să schimbi o groază de sensuri ale cuvintelor dacă vrei și păi poți să vorbești tot felul de slururi. Mereu schimbă sensul. În afară de slărurile rasiste, se schimbă mereu. În afară de slărurile rasiste, spre exemplu. Astea par să nu se schimbe niciodată. Slărurile rasiste, da. Păi și ce are dacă nu se schimbă? Păi orice cuvânt, orice sens al cuvintelor din limbajul ăsta, constructul ăsta social pe care noi îl numim limbaj, se schimbă de-a lungul timpului și noi trebuie să ne adaptăm după cum spun progresiștii că se schimbă lucrurile. Dar nu putem schimba alte anumite lucruri, gen, nu știu, the N-word. Și asta e o mare discuție pe internet. Deși existau niște persoane care dădeau N-word pass, făceau gluma asta pentru că li se părea retardă ideea asta cu scandal. Zici the N-word și gata, îți mănânci bătaie. Păi și care e problema dacă lumea se simte jignită de acest cuvânt? Cuvintele nu rănesc în realitate pe nimeni. Adică vrei ceva care te rănește, un pumn în gură te rănește. Asta poate afecta sănătatea. Nu te rănesc fizic, poate, dar te rănesc din punct de vedere mental. Da, dar nu poți să... Cred că ești de acord că, de exemplu, ideea de bully rănește oamenii, nu? Într-o oarecare măsură, da, pe anumiți oameni îi rănește, pe alții clădește, să zicem așa. Adică eu m-am împrietenit cu bulii mei din școală la un moment dat. Așa că ne băteam parte în parte. Asta e partea a doua. Dar chestia este că bullying-ul poate să fie fizic. Ăla este mult mai grav decât când ziceam. Dar n-am zis că nu e fizic. Dar cuvintele, de exemplu... Nu știu, și aici nu zic de N-word, ăla e mult prea in your face, știi? Microagresiunile, de exemplu. Asta este o idee stupidă, absolut. Printre cele mai stupide idei de care am auzit în viața mea. Sunt microagresiuni. Sunt lucruri care pot fi percepute ca agresiuni doar la cel mai subiectiv nivel. Tu nu ai cum să știi că jignești așa persoană, nici dacă ai fi cel mai cultivat în ale jignirilor. Dar pe acea persoană o poate jigni pentru că a avut o trăire anume și un anumit lucru inofensiv pe care tu îl spui, o poate jigni. Deci asta este o microagresiune. Dacă stai și persoana respectivă zice că bă, poate nu e ok să vorbești despre asta și tu continui să vorbești? Adică continui să îți faci în așa fel încât să vorbești despre un lucru care deranjează alți oameni? Depinde de lucru și depinde câte persoane deranjează. De exemplu, un comediant, dacă are un show pe o scenă cu 10.000 de spectatori, dacă 10 persoane sunt jignite de ceva ce a spus comediantul, nu cred că asta este un motiv să-i anulezi cariera și să faci o întreagă propagandă în mass media. Pentru că cariera nimănui. Ideea de cancel culture nu este că nu e reală. Bine, cum spui tu. Nu este că, vezi, dragă doamne, e ca și piața liberă. Nu le mai place clienților serviciul pe care tu îl oferi și deci nu te mai caută, știi? Asta era o idee generală pe care mi-a spus-o cineva cândva și este absolut retardă. Pentru atunci când cineva este în mod subiectiv afectat de ceea ce spune un comedian, spre exemplu, acel cineva merge până în pânzele albe, astfel încât toată mass media să vorbească despre chestia asta. Bă, toate ziarele, toate postările de pe Facebook, Twitter și așa mai departe. Deci există lucruri din astea. Păi aia nu e mass media, în primul rând. Și în al doilea rând, nu îi se întâmplă nimic respectivului om. Mass media și așa mai departe. Și social media, pentru că sunt două mari puteri în stat, aparent. Ok. Pe lângă nivelul de discurs, există ceva mai, cum să zic, mai concret care te care te face să fii conservator sau, mă rog, reacționar, pe lângă nivelul de discurs? Păi cam despre discurs discut în general, că despre acțiuni trebuie să iei acțiune. Nu știu, deci chestia este că discursul ăsta... Adică te interesează doar estetica, doar asta te interesează. Nu este o chestie, adică e superficial să zici doar estetica. Păi asta de exemplu, e discursul, estetica. Chestia asta de CRT sau cum îi zic eu, CRAP. Critical Race Theory. Care e faza? Există Critical Race Theory în România? Nu, dar, faza? Prietene, noi preluăm orice căcat care se promovează în vest. Deci problemele, de exemplu, Black Lives Matter. Am avut 15 apucați prin București care au protestat și ei cu Black Lives Matter. Okay, și ce-i cu ei? În momentul ăla eu mă rugam să escaladeze protestele astea în looting, pentru că am nevoie de un PC de gaming, înțelegi? Și vreau și eu să fac exact ce făceau protestatarii Black Lives Matter, pentru că alea nu erau proteste. Când s-a ajuns la looting și rioting, ăla nu e protest. Și nu aduce niciun bine comunității de culoare din nicio țară. Pentru că dă doar motive rasiștilor să zică lucruri nasoale despre rasa respectivă. Rasiștilor deci să zică lucruri nasoale despre rasa respectivă? Da, dacă treci de la protest la looting și rioting, normal că dai tuturor motive, pentru că o să arate, uite ce fac ăștia. Nu cred, mie nu mi-a dat niciun motiv. Scuza aia, sunt... A, tweet-ul ăsta, îl văd acum pe live stream, tare. Cred că am scăpat de suspendare pentru că Twitter nu știe culoarea pielii mele. Ok. It was funny. Păcat că am impresia că n-a răspuns nimeni. Nici nu mai știu, n-am mai verificat tweet-ul. Deci, din nou, te interesează doar estetica politicii, nu neapărat politica, nu? Asta vreau să fie concluzia la care ajungem cu discuția asta. Estetica este dictată de politică. Estetica este dictată de politică. Critical Race Theory, de exemplu, în Statele Unite ale Americii nu o să facă nimic altceva decât să dividă mai mult oamenii pe culori, rediscutând detalii amănunțite ale unei istorii pe care toți americanii o știu, sau vasta majoritate, pentru că au și ei proștilor care nu știu nimic din istorie. Dar... Critical Race Theory este ca și cum ai încerca să crești awareness-ul cu privire la viol, explicând fiecare detaliu al fiecărui act de viol posibil la televizor. Te interesează așa de mult să vorbești despre Critical Race Theory când tu nu stai în America, nu ai un discurs îndreptat spre oameni din America? O să ajungă și la noi. A existat un nene care a fost omorât de polițiști și începeau ăștia în mass media să tragă paralele între George Floyd și pe cazul ăsta. Așa și? Foarte bine. Diferențele, mă rog, diferențele cred că erau mici. Omul ăsta era bătrân și bolnav, George Floyd făcuse supradoză, dar asta e partea a doua. Și a fost omorât de un polițist. Dar noi preluăm aceleași subiecte și aceleași mode de rahat, fiind probleme ale unor țări evoluate. Ei au trecut mult de pragul economic pe care îl are România, de exemplu. Noi nu ne concentrăm pe economie sau pe chestii din astea. Putem să discutăm despre economie? Cred că. Ce te atrage la economia conservatoare sau reacționară? Nu economia conservatoare, mă atrage la piața liberă. Mă atrage piața liberă. Ideea de piața liberă pentru tine mai exact. Ideea că eu pot să dețin propria mea afacere. Mi se pare foarte important că eu pot să fiu propriul meu angajat în propria mea afacere, pot să angajez pe cineva atât timp cât acea persoană este de acord cu termenii și condițiile. Salariul până la urmă se poate negocia. Adică ca în Iugoslavia? n-am studiat economia Iugoslaviei, adică... Dar eu vorbesc aici de piață liberă și de economia așa cum o avem noi. Bine, la noi nu e foarte bine reglementată economia noastră și există foarte multe loophole-uri. Văzusem o postare pe Discord la tine cu cineva care făcea calculul câți angajați avem și cât se plătește la ajutoare sociale. Problema mea cu ajutoarele sociale nu era faptul că dă faliment țara dacă plătește ajutor social. Problema cu ajutoarele sociale este că menține acești oameni în sărăcia lor atât timp cât ei își permit un minim de whatever primind ajutor social și foarte mulți primesc ajutorul social fără să muncească. Adică există legi, nu se respectă peste tot. Este așa, ajutorul social în România e 142 de lei. Crede-mă, la sat unii se descurcă. Păi, și foarte bine că se descurcă. Dar oamenii ăia crezi că preferă să primească 142 de lei și eventual să mai muncească și cu ziua pe la vecini sau să se ducă, nu știu, la 30 de kilometri să dea poate bani și pe transport și să ia minimul pe economie? Ce crezi că preferă? Există oportunități de muncă nu la 30 de kilometri. Există companii care pun la dispoziție transport. Wow. Adică pentru 30 și ceva de kilometri, compania unde lucrez eu pune la dispoziție microbus și autocar pentru câteva localități. Am înțeles. Oameni care vor să lucreze aici, pot să lucreze și în comuna lor, că am impresia că există ceva locuri interesante, am trecut pe acolo. Dar pune la dispoziție transport, atât timp cât vor să lucreze, au transport gratuit și beneficiile de angajat. Salariul și bonuri de masă. Oamenilor nu le convine. Ei sunt afaceriști, că nu le convine să ia atâția bani pentru atâta muncă. Ei sunt afaceriști adevărați. Da, dar afaceriștii care își înființează o companie, să zicem, sau nu, musai o companie, un PFA, persoană fizică autorizată. Eu sunt instalatorul Gică și instalez chiuvete. Așa. Fac un PFA pe criteriul ăsta și, mă rog, fac cotizațiile lunare pentru pensie, pentru sănătate, pentru whatever. Taxele și impozite pe care le plătește un PFA, care nu sunt. Da. Exact. Dar ăia sunt afaceriști. Că altfel ai putea să spui că da, păi și dealerii de droguri sunt afaceriști. Nu, ei învârt bani, ei nu au nicio cotizație la bugetul statului sau bunăstarea societății în general. Depinde de droguri. Marihuana nu cred că se încadrează la ceva foarte dăunător societății, dar există și alte droguri. Așa. Deci, dar tu n-am înțeles de ce ești conservator. Între un hustler care face bani pe sub mânecă sau așa și un afacerist există o diferență. Bănuiesc că tu ești mult mai de stânga decât bănuiam la început și ai să zici că orice afacerist este un om malefic. Dar nu spun asta, în niciun caz. Sunt mult mai de stânga decât cineva care ar spune asta. E și mai de stânga. Da. Și tu cum ai vedea o economie rezonabilă, cel puțin? Economia care scoate cei mai mulți oameni din sărăcie. Da, asta e un răspuns. Mai vag de atât, cred că nu există în univers. De exemplu, poate țara care a scos cei mai mulți oameni din sărăcie în secolul 21 este China. Sau țara care a scos cei mai mulți oameni din sărăcie în secolul 20 este Uniunea Sovietică. Acum, nu sunt de acord cu toate deciziile economice luate în țările alea, însă cred că multe dintre ele sunt foarte bune și ar trebui adoptate. Rusia a scos oameni din sărăcie, într-adevăr, dar câte vieți umane ar trebui să coste chestia asta? Din punct de vedere economic, nu contează. Adică vieți umane din punct de vedere a celor care au lucrat în lagăre. Păi stai așa, că oamenii care lucrau în lagăre nu ieșeau din sărăcie. Ei erau în lagăre, erau în afara economiei. Păi da, avem un număr de oameni care au ieșit din sărăcie și un număr de oameni care au ieșit din economie complet. Poți să te uiți doar la numărul de oameni care au ieșit din sărăcie și să zici, ăsta e un lucru bun, dar dacă iei în calcul și persoanele celelalte, Adică cum se anulează în America de pun toți muncitorii, toți, de exemplu, în America pun toți prizonierii să muncească pe gratis, pe nimic. Adică e un lagăr de muncă, practic. Depinde cum ajungi în pușcărie. Ce? Vezi tu? Pentru că în pușcărie ai condiții mult mai bune decât condițiile care erau în lagăr. Asta mai este încă un... Este o paranteză la paranteză, să zic așa. Depinde în ce Dar depinde cum ajungi în pușcărie. În Rusia ajungeai în pușcărie, în Rusia sovietică, pentru idei. Pentru că ai spus ceva greșit și cineva greșit te-a auzit. Ok, pe lângă oamenii ăia care erau un procentaj extrem de mic dintre populația închisorilor, restul ajungeau pentru crime. Că așa e peste tot, la orice închisoare. Foarte mulți au ajuns acolo doar pentru că nu erau de acord cu partidul. Da, au ajuns și pentru crime, dar... Au ajuns și pentru crime sau majoritar pentru crime? De ce crezi că ajunge majoritar poate să însemne 50+1%. Prin definiție este majoritar. Dar, nu știu, nu m-am uitat la numerele oficiale, statistici și procentaje oficiale, ce-i drept. Dar foarte mulți au ajuns la pușcărie pentru că n-au gândit corect sau n-au vorbit corect. Bine, te întreabă lumea ce zodie ești. Le zici? Ce legătură are asta cu... Vreau și eu să știu, uite. Adică nu eu neapărat, dar te întreabă lumea prin ce am mai văzut. Taur. Foarte bine. E prima oară când întâlnesc un taur. Acum lumea poate să-mi zică boule. Că... Ok. Ar fi parțial adevărat. Bine. Nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult discuția, dar nu mai stau că mai am și altă treabă. Mie mi se par interesante discuțiile astea, indiferent. Adică cel puțin mă amuză. Bine. Pa. Bun, spor la stream în continuare. Să-mi fac pula coaie. Efectiv vorbea despre despre ce ducea capul. Vorbea despre absolut orice. Vorbea despre absolut orice care n-avea nicio legătură cu nimic. N-avea nicio legătură cu absolut nimic. Pur și simplu se imagina că stă în America. Auzi, vorbește el despre critical race theory. Când îi zic să-mi dea un exemplu, îmi vorbește despre critical race theory, care e o chestie care